Bun găsit, dragii mei, sunt Florin Marnoiu. Începe o nouă ediție a emisiunii Viața așa cum e. O am alături de mine pe Loredana Latiș. Bun găsit! Bine te-am regăsit! De fiecare dată e o plăcere să te avem alături de noi. Vreau să vorbesc astăzi despre depresie sau singurătatea sufletului. Spune-ne, te rog, ce este de fapt depresia? Păi așa, pe limbajul tuturor, depresia este acea stare în care renunți la toate și la tot. Renunți la tine, este o stare în care o somnolență aproape continuă. Ai gânduri în general negre, de genul indiferent ce, nu se poate, e greu, nu se face. Adică ai cumva o atitudine, ai capitulat. Ai capitulat în fața vieții, ai capitulat în fața oricăror provocări. Nu mai vezi oportunități, vezi peste tot în jurul tău numai ce nu funcționează, ce nu merge. Astfel încât depresia devine la un moment dat ca un fel de piatră de moară. Și cum s-a descoperit că în timpul somnului nici nu suferi, nici nu te simți bine. De aceea, practic, oamenii depresivi dorm foarte mult. Pentru că în timpul somnului reușesc să-și atenueze toate aceste gânduri, știi? Reușesc și toate aceste stări. E adevărat că neavând activitate, la un moment dat nu mai poți să doarmă și apare insomniile, adică apare și reversul. De aceea este foarte dureros când ești în depresie, pentru că ești cumva ca și cum ai fi, nu știu, prins de un prădător și nu poți să scapi. De nu foarte vezi. Multe ori o confundăm cu o stare proastă interioară. Da. Da, bine, și oamenii adesea spun sunt depresiv, fără să fie cazul, ci pur și simplu trec printr-o stare mai negativă. Dar a devenit așa cumva un sinonim, depresie cu stare negativă au devenit un sinonim. Din punctul meu de vedere, da, treci printr-o perioadă în care nu mai știi exact cine ești, nu ești, n-ai forța interioară să te gândești ce-ți dorești să ai, ce-ți dorești să fii și rămâi în zona în care ești neputincios. Și atunci, practic, pentru tine speranța cumva dispare. De aceea e foarte periculoasă depresia și are nevoie, într-adevăr, să fie tratată, pentru că poate duce la lucruri foarte grave, de genul renunțare la viață. Ferească Dumnezeu! Știi cum e, ferească, însă e nevoie să observi lucrurile astea. De asemenea, iar e foarte important de știut că dacă un om este depresiv, ceilalți din jurul lui îl pot ajuta doar până la un punct. Adică de foarte multe ori și am lucrat cu persoane de genul acesta care se simțeau responsabile pentru depresia soțului, copilului, soției din jurul lor. Și practic nu este nimeni responsabil pentru depresia nimănui. Așa este. Fiecare este responsabil pentru propria lui depresie. E foarte important de înțeles acest lucru, că în general oamenii depresivi au tendința să dea vina pe ceilalți. Că dacă tu te purtai mai frumos cu mine, eu nu eram depresiv. Dacă tu îmi făceai aia, eu nu eram așa. Dacă tu, dar... Și ajunge practic să folosească depresia, care în cazul ăsta nu mai e vorba de o depresie, ci e vorba pur și simplu de o tehnică de manipulare, de șantaj emoțional, astfel încât de fapt să devină un buton prin care, prin depresia mea, îi controlez pe ceilalți să poartă exact așa cum vreau eu. Se fac așa niște marionete și eu doar îi ridic din degete sau din picioare așa ca să facă ei diverse lucruri. De aceea e foarte important de înțeles când e cu adevărat depresie și când e. Care sunt cauzele depresiei? Păi, din punctul meu de vedere, cea mai importantă cauză, că am trecut și eu prin partea asta de depresie, dar nu știam că e depresie la vremea respectivă, cea mai importantă cauză este depărtarea de tine. Din punctul meu de vedere, oamenii ajung la depresie și din ce am observat, oamenii cu care am lucrat, oamenii ajung la partea aceasta de depresie datorită depărtării de propria sa persoană. Au ajuns să facă atât de multe pentru alții, să cumpere atât de multă iubire, afecțiune și așa mai departe de la ceilalți. Și știi cum e? Când cineva vede că tu îți dorești foarte mult ceva, va ridica prețul. Așa dacă este. Cere și ofertă. Că până la urmă ajungi să cumperi un gram de iubire cu un preț infinit ție. Și ajung oamenii aceștia să nu mai știe cine sunt ei. Pur și simplu, să se uite la ei în oglindă și să se întrebe cine ești. Cine ești tu? Că nu te recunosc. Nu-și recunosc corpul, nu-și recunosc gândurile, nu-și recunosc stările, nu-și recunosc nimica. Pentru că sunt complet detașați de ei și atașați emoțional de altcineva. Că e mamă, că e tată, că e soț, că e soție, copil. Nu contează. Ideea este că ajung practic să trăiască propria lor viață prin altcineva.
Și bineînțeles că nimeni din lumea asta nu va putea trăi viața mea așa cum o vreau eu prin pielea sa. Că n-are cum, că el are alte gânduri, alte așteptări, alte idei, altcineva. Chiar dacă e copilul meu, chiar dacă e soțul meu, chiar dacă e mama mea, sunt oameni complet diferiți de mine. Că avem niște lucruri comune, ok, dar în niciun caz nu suntem 100%, nici la ADN, nici la nimic. Și atunci este o utopie ca eu să cred că celălalt va trăi viața așa cum îmi doresc eu să o facă. Depresia apare datorită faptului că eu nu înțeleg, dacă e vorba despre mine, că eu nu înțeleg că eu nu pot să te controlez pe tine, indiferent cine ai fi tu. Dacă eu mă încăpățânez să-mi controlez soțul, să-mi controlez mama, să-mi controlez, adică cumva ei să se comporte cum aș vrea eu să facă. Și depun mult efort în direcția asta, depui infinit de mult efort și rezultatele sunt aproape zero, adică prețul plătit este infinit de mare. Și ajunge evident în faliment relațional, în faliment emoțional. Aia înseamnă depresie. Spuneai că ai trecut și tu printr-o depresie. Când ți-ai dat seama de fapt că suferi de o depresie? La câțiva ani după. Dar reușit după... să te vindeci? Da, la câțiva ani după ce am ieșit din depresie, mi-am dat seama că am fost în depresie. Pentru că la mine depresia a însemnat practic o renunțare la tot. Am avut undeva cam 6 luni în care n-am ieșit din casă. Stăteam numai în pijamale, ajunsesem... Wow, 6 luni? Da, foarte da, da. Bun. În condiții în care, de felul meu, și înainte și după depresie, eram activă, o persoană foarte activă. Brusc, deci a fost o chestie bruscă și la vremea aia nu puteam să înțeleg anumite lucruri legate de părinții mei, legate de, mă rog, de diverse viața lucruri, ta. Da? Nu le puteam înțelege. De ce se întâmplă așa? Cum se întâmplă așa? Cum e posibil ca eu, după câte am făcut și după câte am drept, să primesc rezultatul pe care l-am primit? Bine, avem la pachet și cu un cancer de col pe care l-am descoperit, dar ăla a fost neinteresant, să zic. Durerea mea cea mare era în zona cealaltă. Și atunci, practic, la vremea respectivă, nu, nici mi-am dat seama că sunt în depresie sau ceva. Dar la mine s-a manifestat de genul un abandon total al vieții mele, al igienei mele, al, ți-am spus, nici din casă nu mai ieșeam, deci un abandon complet, nu m-am dus la muncă, nu, deci n-am făcut nimic în zona aia. Stăteam și dormeam aproape toată ziua, când nu dormeam plângeam fără motiv, gânduri bineînțeles că erau numai de... Negre? Da, probabil. Efectiv, deci numai de genul ăsta și era o văicăreală continuă în interiorul meu. Că de ce aia, că de ce mie, că nu știu cum, că... Deci o autovictimizare alimentată de mine continuu. Și plus că nu primeam pe nimeni din exterior. Bine, nu s-am găsit prea multă lume să vină. Dar soțul meu măcar, el mi-a spus, tu ce te pot ajuta cu nimic, ieși afară. Adică... Dar stăteați în aceeași casă? Da. Și practic tu stăteai izolată în camera ta și el? Da. Și el își găsea alte camere. Și în aceste 6 luni nu te-a putut ajuta? Nu. Nu l-ai acceptat? Nu. Nu, și a fost de la mine. De asta zic că un om, dacă nu vrea să fie ajutat, nu se lasă ajutat. Chiar dacă își face rău. Când ești depresiv, ajungi practic să-ți faci rău ție. Și după aceste 6 luni, ce ai făcut? Păi eu într-o zi m-am dat jos din pașa și am văzut că m-am luat decizia. Deci a fost o chestie pur de decizie mai presus decât orice. Și am spus, bă frate, ori mor, ori trăiesc. Efectiv așa am gândit. Ori la bal, ori la spital. Nu se mai poate așa, că n-are cine să vină să mă salveze. Chiar n-avea cine și chiar dacă era cineva, nu primeam eu, deci tot aia era. Am zis ori la bal, ori la spital și am zis, ok, ce am de făcut, că nu știam ce să fac. Nu m-am gândit nicio clipă că am fost în depresie, că n-am gândit de genul ăsta atunci. Și m-am uitat ce să fac și am găsit niște cursuri în astea, dezvoltare personală și așa am început. Abia după 2, 3, 5 ani am spus, bă, asta era momentul 2007-2008. După aia am spus, bă, stai un pic, că de fapt am fost în depresie. N-am știut, normal aveam nevoie de ajutor specializat. N-am știut la vremea respectivă că nu știam ce să alea. Bineînțeles. Dar într-adevăr, deci, cu ajutor specializat deci mai ușor. După aceasta ai făcut cu de coaching, cursurile, da, de coaching. Da, cursul de coaching, de NLP, de analiză tranzacțională, de toate. Deci am făcut cursuri de toate felurile. 4 sau 5 ani n-am avut niciun weekend liber. Deci de genul ăsta eram ca un fel de... Te-ai odihnit 6 luni și după aia 5 ani. Nu te-ai mai oprit din activitate. Dar ce vreau să spun este că depresia este cel mai bun lucru care ți se poate întâmpla la acel moment. Depresia, de fapt, ce face? Te scoate din hâiala vieții pe care o ai, din vâltoarea aia în care nu mai știi nici ce ești, nici ce nu ești, nici ce vrei, nici ce nu vrei, pentru că eu așa ajunsesem. Și te scoate. Deci cumva te pune la pat.
Și ce se mai întâmplă? Te confruntă cu propriile tale gânduri. Adică dacă înainte de o perioadă depresivă poți să fugi de gândurile tale, dându-ți sarcini, peste sarcini, muncind, peste muncă, muncă și altă muncă, adică ținându-te ocupat, la partea de depresie, pentru că nu mai ai forță în picioare, fizic, în mâini, să te dai jos din pat, și doar o chestie mentală, că nu mi s-a întâmplat nimica la nivel de corp fizic, să zici că eram nu știu ce bolnavă dintr-o dată. Cancerul avea mai demult, deci nu era... Atunci îl descoperisem. Nu era o chestie legată fiziologică, ci era pur și simplu mentală. Și atunci, practic, depresia îți arată, stai un pic cu tine. Ia stai un pic singur cu tine. Pe de altă parte, de asta oamenii fug de singurătate, că tot ai spus de singurătatea sufletului. De asta fug de singurătate, pentru că le este foarte frică că vor ajunge la depresie. Dar din singurătate poți să dai în depresie? Desigur. Dacă nu știi să-ți hățuiești bine mintea... Te frica singurătății sau doar că îți imaginezi tu că ești singur? Pentru că ai prieteni, ai familie, probabil. Eu cred că niciodată nu ești singur. Bineînțeles că nici eu cred că niciodată nu ești singur și întotdeauna ești singur. Adică pe de o parte niciodată și întotdeauna. Ce vreau să spun cu asta este în felul următor. Depinde când rămâi tu singur cu tine ce dialog ai în interiorul tău. Dacă ai un dialog de genul să-i fac, să-i dreg, să-l omor, să nu știu ce, sau uite ce mi s-a întâmplat, uite ce aia, că numai mie mi se întâmplă, că uite a lui vecina, n-a pățit. Înțelegi, contează foarte mult ce dialog ai, pentru că nu știu cât tu și eu și oricine dintre oamenii care ne ascultă, nu știu cât de conștient sunt că aici continuu rulează ceva. Așa. Deci rulează ceva, că e de mâncare, că e de băutură, că e de mamă, că e de tată, că e de frate. Creierul e cel mai complicat mecanism. Da. Deci continuu aici rulează ceva. Dacă nu știi să-ți hățuiești mintea, pur și simplu ce ia razna. Și ajungi prizonierul minții tale. Asta înseamnă, de fapt. Și atunci oamenii de-aia fug de singurătate. Dar depresia asta poate duce la o nebunie? Probabil că da. Probabil că da, pentru că în momentul în care tu pierzi contactul cu realitatea din exteriorul tău și rămâi doar în realitatea din interiorul tău și nu mai știi să corelezi exteriorul cu interiorul, mai mult ca sigur, asta înseamnă nebunie. Pentru că începi să te detașezi, să te izolezi atât de mult de partea din exterior, încât pur și simplu tu începi să vorbești cu tine, începi să-ți spui poveștile tale, scenariile tale, nici nu mai știi ce e adevărat. Adică ce s-a întâmplat cu adevărat, să spunem la nivel de, uite, o cameră video ar putea să înregistreze, sau ce a fost mintea ta și tu crezi că ai spus sau n-ai spus. Dar oamenii ajung la nebunie din cauza că nu-și mai pot controla gândurile astea care sunt continuu. Probabil sau că da. Le zboară mintea în continuu la alte gânduri, se amestecă, se frământă. Probabil că frământă. Da. De exemplu, schizofrenia, cam despre asta e vorba. Schizofrenie, despre asta e vorba. Începi să auzi... voci, începi să... Da, chestii care pentru tine sunt foarte reale. Nu faci distinția. Deci nu faci, efectiv. Adică, pur și simplu, poți să vorbesc. Eu acum pot să mă apuc să vorbesc cu cineva de acolo, convinsă fiind că e cineva acolo. Și tu îmi spui, la ce Dumnezeu, cu cine vorbești? Despre ce e vorba? Ai nebunit? Probabil că da. Dacă încep să fac treaba asta, că nu e nimeni acolo. Așa e. Înțelegi? Dar pierzând contactul cu realitatea, da. Sunt boli pe care le poți controla cu mintea, sunt boli pe care le poți controla cu medicamente, sunt o fel de situații. Cel mai bine un specialist poate să vorbească concret despre treburile astea. Dar e foarte clar că mintea ta, dacă nu este hățuită bine de tine, dacă nu este controlată bine de tine, este posibil să o ia razna. Noi vorbim acum despre depresie văzută de un coach. Da. Nu de psiholog, psihiatru sau... Exact, exact. Spuneai că ai avut o boală grea, un cancer. Cum ai reușit să treci peste fără să faci o depresie? Ai fost tristă? Cum era în perioada aceea? Păi la mine a venit la pachet. Bine, depresia a venit, că chestia cu cancerul a fost, cum ziceam, așa, cireașa de pe tort. Eu la partea cu cancerul mi-am dat seama că... cancer de col. Mi-am dat seama că buba mea nu e acolo. Adică, ok, buba mea era acolo, dar în mintea mea mi-am dat seama că este ceva mai profund decât atât. Știi că am vorbit într-o emisiune... cu tine anterior despre abuzul sexual și mai departe. La momentul 2007-2008 nu mi-a dus să mă amintesc de el. Și atunci am spus, eu am altceva de vindecat în mine, nu cancerul. Cancerul a fost atunci, la nivelul de atunci. Habar n-aveam de coaching, de NLP, de nimic. Dar la nivelul de atunci mi-am dat seama, nu știu, o înțelepciune din interiorul meu. Asta vreau să zic, cum îți dai seama că ai ceva de vindecat din trecut? Deci pur și simplu din interiorul meu. Din interiorul meu a venit acest gând. Toți o formă de gând a fost, buba mea nu e genitală, cancer, da. Buba mea nu e acolo, buba mea este în sufletul meu. Nu știam exact ce bube am în suflet,
Dar am spus, e altceva. Și de aia am și început, practic, după aia călătoria. Și... Dar ai făcut tratamente, ai tratat? Păi nu prea și nu prea încurajez oamenii să facă treaba asta. La mine a funcționat, dar nu neapărat funcționează și la alți oameni. Nu, pentru că atunci am fost cumva inconștientă și am spus, n-am făcut decât conizație, atâta, adică dacă să... Dacă ne explici puțin ce înseamnă? Să-ți ia o, e cu anestezie generală, îți ia o probă de pe col și îți spune exact ce grad de cancer ai și tot. Și după partea asta de conizație, am făcut o extirpare de col, atât. Medicul mi-a spus că trebuie făcut o histerectomie, să încep tot procesul normal, adică să scoată toate organele genitale. Și eu am spus, și am spus și lui, pe vorbe, buba mea nu e acolo, eu degeaba scot. Că dacă, chiar dacă scot acolo, o să fac în altă parte, pentru că buba mea nu e acolo, e în altă parte. Nu înțelegea nici el ce vorbeam, nu înțelegeam nici eu ce vorbeam și nu m-am mai dus. A fost un gest inconștient, adică îmi dau seama acum. Acum cum ești? Sunt foarte bine. Deci în 2007, când am făcut conizația aia cu tot ce însemna extirparea aia, până în 2011 nu m-am dus. La niciun medic, la nimic. Dar în schimb am lucrat cu mine, cum spuneam, în fiecare... Ce aveam cursuri, nici eu nu mai știam. Nici eu nu mai știam câte cursuri am de autocunoaștere, de dezvoltare personală, de... pe orice direcție. Și în 2011 am simțit, deci la fel, din interior am simțit că sunt sănătoasă. Și am spus, mă duc la medic ca să-mi zică și analize de treaba asta. Și m-am dus la medic și bineînțeles că când te duci la medic, te duci cu dosare, cu știi cum e, cu tot acum, cu analize, cu etc. Și femeia m-a întrebat, era o doctoriță, doamnă, din 2007, că era prin decembrie 2007, și până acum ce ați făcut? Că nu apare nimic aici. Zic, păi n-am mai făcut nimic. Cum să nu faceți nimic? Nu, n-am mai făcut nimic, că sunt sănătoasă. Cum să fiți sănătoasă? Și uită la mine și spune, doamnă, vă văd femeie educată. Deci când m-a luat cu asta, a zis, ok. Cum puteți, cum ați putut să stați atât 4 ani? Păi aici nici nu-mi imaginez ce e, adică metastaze. Ia minte, ei avea niște filme din astea groaznice. Cum văzuse că se întâmplă femeia, na? Adică nu o judec în niciun fel. Ea avea experiența ei și eu am spus, la fel, deci cu o convingere puternică din interiorul meu, că sunt vindecată. Sunt vindecată. Deci mi este foarte clar și nu am nevoie nici de histerectomie, nici de nimica. Sunt vindecată. Și mi-a spus, doamnă, n-aveți cum. Și a zis, doamne, hai să facem analize, că analizele vorbesc, că până la urmă noi ne putem certa până mâine aici. Hai, pune-o pe masă, ia-mi tot ce însemna acolo, Papa Nicolau, HPV și nu știu ce alte lucruri mi-a mai luat acolo. Și mi-a spus, ok, haideți să vedem analizele ce spun. Și într-adevăr, la analiză ești foarte bine. Și mi-a trimis, că mi l-a trimis pe mail și a spus că așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată. Crezi că ți s-a întâmplat vreo minune sau nu cred. Tu prin puterea minții te-ai vindecat? Da, eu cred că, cel puțin de la momentul 2009 până în 2011, de la povestea cu abuzul și cu toate astea, cred că am acceptat pe de o parte ce mi s-a întâmplat. Pe de altă parte am învățat în acele 4 ani de milioane de cursuri, de toate felurile, deci de orice vrei făceam cursuri, am învățat să trăiesc cu mine. Am învățat să mă iubesc pe mine, descoperisem coaching-ul între timp și am descoperit, ok, deja eu lucram cu clienți, adică aveam oameni care veneau la mine ca la un specialist de coaching, aveam deja din 2009, adică era deja, experiența mea a început să se capete alte valențe. Și am spus, mi-am dat seama că practic, schimbându-mă, că mi-am schimbat modul de viață, modul de a mânca, de a mă raporta la ceilalți, relațiile cu cei din jur, am pus stop, mi-am pus granițe, am descoperit ce s-a la granițe, că habar n-aveam ce s-a alea. Adică erau, poate, nu știu, granițele României, dar alte granițe nu cunoașteam. Acum cunosc foarte bine granițele. Dar și în cazul depresiei e bine să ne punem niște granițe? Este esențial. De altfel, ajungi în depresie pentru că nu ai granițe. Care ar fi granițele? Păi, de exemplu, granițele sunt delimitate de valorile tale personale, adică concret de ceea ce este important pentru tine și cum se exprimă acest lucru important pentru tine în comportamente clare, concrete, care să nu fie încălcate. De exemplu, aceste granițe nu sunt negociabile, oamenii greșesc adesea și chiar consideră cu cât devenim mai apropiați, cu atât ne permitem mai multe. Și oamenii încep să-și negocieze fără să-și dea seama, pentru o perioadă scurtă, propriile valori. Este cel mai rău lucru posibil pe care poate să-l facă cineva. Pentru că valorile personale nu se negociază.
Da, ele se pot schimba de-a lungul timpului, de asta cu voința ta și cu dorința ta și cu lucrurile care sunt importante pentru tine în momentul respectiv. Însă, de exemplu, dacă pentru mine este important ca să am o relație monogamă cu soțul meu, eu am stabilit clar o graniță. Și este important ca și acest lucru să fie important pentru el. Că dacă e important doar pentru mine și pentru el nu este important și el nu vrea o relație monogamă, noi în realitate nu putem avea o relație sănătoasă. Deci nu putem. Nu înseamnă că el e defect și eu sunt corectă. Sau eu sunt defectă și el e corect. Nu! Ci înseamnă pur și simplu că ne diferă valorile. De exemplu, dacă am avut un client acum o lună, cred, care, apropo de treaba asta, venise pe ideea că el vrea, cu toate că lucra în multinațională, prin, nu știu prin ce țară, etc., nu contează, el voia de fapt să trăiască la țară, în vârful muntelui, în casă de lut și să crească oi. Iar el acum avea cancer de nu știu care, pentru că el ce făcea? Trăia în zgârie nori, deci exact opusul. În zgârie nori, în totul, cum zicea el, fals, la nivel de mâncare și da, nivel sigur. De tot, așa cataloga el. Și era normal ca el, boala să fie în el, pentru că el trăia în contradicție cu propriile lui valori. De aceea e foarte important să înțelegem că oamenii, de fapt, se unesc pe baza valorilor comune. Ce aduce pe oameni împreună? Valorile. Ce îi ține împreună? Valorile. Când nu mai au valori comune, fiecare și-a stânga-dreapta. Și cum ne dăm seama de valorile noastre? Mai poate simplu. Nu reușim să le cunoaștem. Da. Mai mult ca sigur, zic că 99% dintre oamenii Pământului nu-și cunosc valorile. În primul rând îți dai seama în felul următor. Când te enervează ceva la cineva, este posibil să-ți fi încălcat o valoare. Pe de-o parte. Pe de altă parte, când simți că te înfurii de o ceva anume, iar e posibil să-ți fi fost încălcată o valoare. Ca să le afli, îți pui întrebarea. Ce este cu adevărat important pentru mine în relația de cuplu, job, emisiunea asta, bani, în casă, în... Și așa afli, de fapt, ce este cu adevărat important pentru tine. Și așa scoți valorile. De exemplu, eu am constatat când am făcut chestia asta, inclusiv în relația de cuplu, pentru mine o valoare foarte importantă este libertatea. N-am știut până să nu-mi fac chestia asta, dar ce înseamnă libertate? Că fiecare înseamnă altceva. Relația să fie monogamă, libertatea la mine înseamnă să fiu lăsată și eventual să fiu chiar încurajată să-mi fac misiunea mea pe pământul ăsta, să-mi aleg eu jobul pe care mi-l doresc, să-mi aleg eu ce mănânc, cu ce mă îmbrac, când vin acasă, când plec de acasă, să nu stea cineva, tacă, dar ce faci, ai mâncat, n-ai mâncat? Chestiile astea pentru mine sunt inacceptabile într-o relație. Poate fi și cu Dumnezeu. Înțelegi? Da. Adică sunt atât de ferme și atât de clare încât este foarte clar că dacă soțul meu ar începe acum să mă bârie la telefoane, e clar că m-aș enerva și aș sări imediat de în sus, da? Aș spune, băi, care e treaba? Eu știu că dacă el mă sună în timpul zilei, păi mă sună pentru că are ceva extraordinar de urgent și de important, că altfel nu mă sună. Nu te deranjează? Nu. Nu, pentru că știe că pentru mine este foarte important acest aspect. Dar tu pe el? La fel. La fel. El posibil să gândească, cum, pentru că el era altfel decât mine, evident, el suna la începutul relației noastre, până am pus piciorul în prag. Dar i-am spus, n-are niciun fel de legătură. Pentru că ăsta e lucru foarte important pentru mine. Eu când sunt undeva, vreau să fiu focusată. Dacă sunt aici în emisiune, păi frate, sunt aici milion în sută, nu sută în sută, milion în sută. De asta dau tot ce pot mai bine, rezist mult, că mă mai întreba cum pot să fac cursuri de 12 ore pe zi câte 5 zile consecutive și am spus foarte simplu, pentru că eu sunt acolo. Adică toată mintea mea, tot capul meu. Nu te gândești în altă parte când ești implicat într-un proiect, doar acolo ești. Exact, și de asta am și succesul pe care l-am pe proiectul respectiv, pentru că nu mă las distrasă de celelalte, nici de secretarea mea măcar. Adică lucrurile sunt foarte clare și atunci, de ce? Pentru că mi-am stabilit granițele. Băi, frate, nu mă suni așa că ți s-a năzărit ție și că nu știu ce te-ai plictisit și n-ai cu cine să vorbești sau eu știu ce, sau pentru nimicuri sau... Nu, dacă mă suni, înseamnă că e ceva care chiar are nevoie de implicarea mea. Înțelegi? Dar lucrurile astea se stabilesc. Se stabilesc. E foarte important. La noi, de exemplu, în familie, că mi-e ușor să dau exemplu nostru. Normal. Regulile sunt foarte clare. Adică eu îl las pe el să facă ce își dorește el pe plan profesional, el mă lasă pe mine să fac ce îmi doresc eu pe plan profesional. Adică este foarte important fiecare cu treaba lui. Chiar dacă am avut și firmă împreună și am lucrat împreună, aici a fost mai greu pentru că, apropo de granițe, eu venind dintr-o familie în care nu existau granițe
și ia o gândire ce e al meu, e și al tău și eventual ce e al meu, e al tuturor și lucruri de genul ăsta, mi-a fost destul de greu să pun granițe. Dar e foarte important. Granițele sunt o cale prin care eviți depresia, eviți conflictele și știi foarte bine pe ce pământ calci. Și e foarte important că atunci când îți încalcă cineva granițele, ca și cum a încălcat cineva granițele României, este foarte important să-i dai un avertisment, să-l anunți că poate nu știe. Poate nu și-a dat seama. Poate nu și-a dat seama, da? Dar să fie un avertisment ferm, asumat, nu o chestie, știi, te rog, uite, ai băgat acolo un picior uși pe la nu știu care, stânga-dreapta, da? Nu, ok, uite care este treaba. Acestea sunt granițele mele. Te rog să mi le respecti. Dacă nu mi le respecti, există consecințe. Lucrurile spuse cu subiect și predicat, nu-i vorba nici de șantaj, nici de nimica. Lucrurile să fie știute, că oamenii de unde să știe care sunt granițele dacă tu nu le spui? Așa este. Păi de unde să știe ce te deranjează pe tine? Sau ce-ți place ție? Și atunci, de asemenea, tu să respecti granițele celuilalt. Adică eu știu foarte clar și fiecare știe că dacă vreau să le enervez pe soțul meu, știu pe ce granițe să-i încalc. Știm, cred că și la prieteni. Da, bineînțeles, la oricine știi. Deci, bineînțeles, dar atunci am mă uit la mine, la intenția mea și spun, ok, care este intenția ta, Loredana? Ce se întâmplă cu tine de te gândești să-i încalci granițele? Și ia pic și foaie și descoperi că de fapt ai o râcă, ai o poliță de plătit. Deci e cu totul altceva, doar apelezi la granițe că știi că ia foc. Când omul de lângă tine ia foc, e încălcat o graniță. Când tu iei foc, ți-a încălcat o graniță. Ce este mai grav este că unele granițe sunt permeabile, așa știi, permit intruși din exterior și din interior. Adică de cele mai multe ori este posibil ca tu să fii persoana care îți încalci propriile granițe. Și o faci. Și știi cum o faci în momentul în care lași de la tine ca să fie bine? Cred că cu toții pățim aceste lucruri. Bineînțeles. Cu toții lăsăm ca să fie ceva bine. Da. Și atunci cel din fața ta înțelege că de fapt granița ta nu e aici. Pentru că tu tocmai ai încălcat-o și e aici. Depăși. Se mai poate depăși. Și atunci tu după aia te superi când o depășești a doua oară. Păi normal că depășește, că tu ți-ai încălcat-o. De ce nu ar depăși eu? Așa este. Da. Când ar trebui să ne îngrijorăm sau când ar trebui să ne dăm seama că avem simptomele unei depresii? Păi în primul rând dacă dormi prea mult sau din contră dacă nu dormi, din contră. Dacă începi să nu mai vezi speranță la orizont, dacă începi să nu mai vezi oportunități, dacă dintr-o dată începe să fie totul negru în viața ta, să te gândești că nu mai ai scăpare, din habar n-am ce, job, relație cu mamă, cu frate, cu soț, cu oricine, bani, orice, telefon, orice. Dacă tu începi să gândești în genul de nu mai am nicio scăpare, este clar că deja acolo sunt niște mugurei de depresie. Și cel mai important este să apeleze la un specialist. Aici cel mai bun specialist pe depresie este psihoterapeutul și atunci își găsește calea cea mai potrivită prin care să iasă din acel hop din viața sa. Până la urmă nu este nimic tragic, nu este nimic rău din punctul meu de vedere. Repet, orice afecțiune de orice fel, că e vorba de fizică, e vorba de psihică, îți arată că așa nu se mai poate în viața ta. Deci este nevoie urgent să faci o schimbare. Dacă tu ai inteligența emoțională, dacă tu ai deschiderea, dacă tu ai până la urmă curajul ăla sau riscul ăla, orice vrei tu, băi, hai să schimb totuși ceva, văd eu cum o fi, că oricum mai rău de atât n-are cum să fie. Așa este. Adică mai rău de atât chiar nu mai are. Mai rău decât să capitulezi, nu mai are ce să ți se întâmple. Și atunci dacă reușești să mergi să iei zvâncul ăsta, găsești un specialist care te poate însoți, cum ziceam, un psihoterapeut care e extraordinar. Și atunci e foarte ușor. Adică peste depresie se trece foarte ușor. Dacă tu te setezi așa. Altfel, din păcate, poți să o duci așa la lung pe toată viața. Dar cum facem când descoperim că avem o boală? Cum trecem peste fără să facem și depresie? Pentru că da. La o boală este foarte important să rămânem optimiști, da. Și cu mintea limpede. Oh, da, exact, așa este. Știu că din 2012 lucrez cu, colaborez ca și voluntar cu, pentru bolnavii de leucemie din Fundeni și am descoperit niște mecanisme care sunt geniale. Boala este pur și simplu un diagnostic. Însă raportarea ta la acel diagnostic scris pe o hârtie diferă de la om la om. Oamenii care au învățat să se raporteze în sensul de ok, ăsta este un șut în dos. Da? Bun. Hai să văd cum fac eu din acest șut în dos
ceva foarte valoros pentru mine. Hai să văd, de fapt, care este mesajul pozitiv al bolii, pentru ce a apărut în viața mea. De fapt, îmi atrage atenția la ce anume din viața mea. Și am făcut așa o cercetare empirică, deci efectiv empirică, cu bolnavii de leucemie, ca să-i întreb de ce cred ei că s-au îmbolnăvit, care cred ei că e cauza. Și am vorbit, că au fost sute, în anii ăștia, îți dai seama, au fost sute. Sigur. Și am vorbit și în general răspunsul lor a fost conflictul. Conflictul cu, că a fost mamă, că a fost tată, că a fost cineva. Deci conflictul, practic atât de mult i-a rost pe dinăuntru și cu cât era persoana mai apropiată de sufletul respectiv, al omului respectiv, cu atât era conflictul mai mare. Și de asta e foarte important să ieșim din relații abuzatoare, din relații conflictuale, din relații în care ne prefacem că suntem altcineva. Pentru că toată această prefăcătorie nu înseamnă altceva decât un conflict interior care, bineînțeles, că va conduce la boală. Deci primul pas când afli că ești bolnav, să-ți dai seama că boala este de fapt prietenul tău. Că boala ți arată așa nu se mai poate. Fă ceva, schimbă ceva. Dacă nici în al 12-lea miliard de la ceas nu schimbi, nu, e decizia ta, că până la urmă fiecare decide în dreptul lui ce vrea să facă. Așa. Numai că este, de fapt, un semnal foarte clar, foarte de necontestat că așa nu se mai poate. Deci schimbă. Este primul pas. După care caută opțiuni, caută informații. Bine, sugestia mea este să nu cauți pe net, că eu am făcut și prostia asta la povestea cu cancerul. Că mai aveam puțin și mă îmbolnăveam de alte 3 cancere numai citind de pe net. Adică, nu, e o nebuneală treaba asta. Caută opțiuni în sensul de vorbește cu oameni care au reușit. Vorbește cu oameni care au reușit. De exemplu, există Asociația Română împotriva leucemiei, care e extraordinară pe direcția asta pentru că lucrează cu bolnavii. A fost prietena Monica. Emisiunii Monica Bunaciu. Da. Ne-a prezentat și nouă proiectul foarte... Este o chestie deosebită ce faceți acolo oricum. Da, așa este. Și face niște lucruri extraordinare pentru că adună și supraviețuitorii care pot să se ducă la ceilalți să le povestească cum ei au reușit. Nu înseamnă că toți oamenii se vindecă, se vor vindeca doar aceia care chiar își doresc cu adevărat și care chiar cred în lucrul acesta, pe lângă partea medicală. Că altfel, dacă nu crezi că se poate, dacă nu crezi că te vindeci și dacă tu vrei de fapt să mori ca să scapi de, nu folosești nimic. Dar se pare că nu este corect așa? Mi se pare mie, unii să se vindece și alții să nu trăiască, pentru că fiecare are dreptul. Da, fiecare are dreptul, desigur, numai că nu toată lumea vrea să trăiască. Pentru că oarecum nu mai pot lupta cu boala, știi? Nu mai pot sau nu mai vor. Sau nu mai vor. Deci, pe de o parte, sunt situații în care nu mai vor fizic. De ce? Pentru că să trăiască este mai greu decât să moară. De ce? Pentru că au diverse dureri și diverse traume și diverse lucruri pe care nu le mai pot gestiona. Și atunci preferă să moară. Am avut, de exemplu, legat de treaba asta, o clientă a cărei mamă a ales să moară. Deci toate medicamentele și toate ce tot așa, nu știu exact, ceva la coloană avea, nu știu exact povestea, dar mă, toți medicii au dat prognosticuri foarte bune și toate cele, numai că ea a încetat să mănânce. Și femeia asta a venit la mine, de fapt, pentru că nu înțelegea de ce mama ei a ales să moară. Pentru că până la urmă a murit, evident, cu toate medicamentele și cu toate cele. Fără alimentație degeaba. Sigur. Și atunci nu înțelegea. Și am făcut o tehnică cu ea, se pune în papucii mamei ei, să spună exact prin ce trecea mama ei, ce așa. Și când s-a pus în papucii mamei ei, a înțeles. Pentru că tatăl ei murise de, nu știu, un an sau de ceva de genul ăsta și i-a spus că fără tatăl ei nu vrea să trăiască. Și s-a îmbolnăvit cu medici, cu toate cele, n-am murit, dar până la urmă s-a înfometat singură. Înțelegi? Da. Adică și e dreptul lor. Cine sunt eu să spun e mai bine să trăiești sau e mai bine să mor? Eu nu sunt Dumnezeu. Fiecare după cum decide. Dacă tu vrei să mori, ok, e decizia ta. Dacă tu vrei să trăiești, iar e decizia ta. Eu te pot ajuta să trăiești dacă vrei. Dar stresul ăsta din ziua de astăzi, graba asta pe care o avem după bani până la urmă, că după asta fugim toți. Ne bagă în depresie. Noi zicem că fugim după bani. Dacă mă întreb pe mine din experiența fugim mea, de noi. Nu fugim după bani. Noi fugim de fapt de problemele noastre. Noi fugim de fapt de traumele și de autominciunile noastre. Noi de fapt de aia fugim. Și ci că ne îndreptăm spre bani. Ca să nu fugim de nebune așa, știi, prin jurul Bucureștiului. Adică, na. Și dăm cumva o direcție la fuga asta legată de bani.
ajungem, avem banii respectivi, că am trecut și pe bucata asta și ce să vezi? Ăștia de la bancă nu-ți bagă și un kilogram de fericire în cont odată cu nu știu ce sumă de bani. Nu ești împlinit. Că... Nu ești. Și îți dai seama că ai fugit ca oaia beată, că până la urmă, de fapt, tu fugi de ceva, nu fugi după ceva. Și după ce realizezi treaba asta, spui, bă, stai un pic, deci nu-s chiar nebun. Hai că funcționezi la niște chestii. Ia hai să văd, de fapt, ce mă face pe mine să fug. Ce credeam eu că o să obțin după ce obțin banii respectivi, să spunem de bani, da? Ce credeam eu? Păi credeam că obțin iubire, credeam că obțin acceptare, fericire, o copilărie mai bună, o nu știu ce. Și îți dai seama că asta nu le obții cu bani. Deci n-au legătură banii. Înțelegi? Da. Și atunci lucrurile devin simple când începi să gândești. Dar oamenii se frustrează. Duc gândul doar până la o bucată din el, nu până la sfârșit. Ca să aibă și înțelepciunea, să zic, a gândului respectiv. Duc doar până la bucata. Ia uite, bă, am făcut-o pe asta și n-am nimica, n-am obținut nici aia, nici aia. Da, e ok. E perfect. Important e că aveai nevoie să o faci și pe asta pentru a te convinge de anumite lucruri. Deci, din punctul meu de vedere, nu este nimic rău în viața asta. Este pur și simplu experiențe din care noi învățăm continuu. Ideea este cum ajungem să le procesăm și să ne deșteptăm de ele. Din ce postură facem lucrul ăsta? Postură interioară, la nivel de gânduri. Sigur. Fac din postura, aoleu, ce prost să n-am reușit nici asta. Sau fac din postura, ok, am făcut tot ce s-a putut, hai să văd ce lecție iau din toată chestia asta pe care am făcut-o. Ce am învățat, ce mai am de învățat, unde găsesc să mă școlesc în continuare. Știți, am spus că mie îmi place școala. Unde găsesc să mă școlesc în continuare, unde găsesc să fac, unde găsesc informații, hai să văd ce am de făcut. Pentru că, până la urmă, viața fiecăruia este responsabilitatea lui. Nu sunt eu responsabilă pentru viața ta. Tu ești responsabil. Care și-o trăiește cum vrea și cum știe. Sigur, că cine sunt eu să-i spun clientului meu, păi cum, tu în loc să stai la New York sau nu știu unde ești tu acum cu zgârie în ori, cum mie mi-ar plăcea? Și mie. Nu, pentru că mie îmi place lucrul ăsta, tu te găsești cu oile și cu nu știu ce în vârful muntelui. Cine sunt eu să spun că cu oile e mereu și cu zgârie în ori e mai bine? E un abuz. Bineînțeles că pentru el este mai bine cu oile, se vede în sănătatea lui, da? Și până la urmă ce a ales, dacă tot vorbim de el? Și a ales oile. Cum e și normal. Deja e pe proces de vindecare. Adică lucrurile încep să funcționeze. E un proces. Evident că e un proces. Ideea este că în momentul în care nu mai trăiești în conflict cu tine, din fericire în cazul lui și soția lui era tot cu oile, ceea ce e foarte important, că dacă soția lui era cu zgârie în ori, iar apăreau alte conflicte. Apropo de ce vorbeam la început cu granițele, da? E foarte important de stabilit, inclusiv în relația de cuplu. Vrei cu oile sau vrei cu zgârie în ori? Niciuna nu era. Ambele sunt foarte bune, dacă sunt cu oamenii potriviți. Că dacă duci unul care iubește zgârie norii la oi, l-ai terminat. Dacă duci unul care iubește oile la zgârie nori, l-ai terminat. Dar cum reușești să-ți găsești partenerul potrivit? A, simplu. Să aveți aceleași interese. Deci e foarte simplu. Alegând, nu lăsându-te ales. Este o mare diferență. Adică, dacă eu atunci când sunt... Într-un colectiv, să zicem. Sunt într-un colectiv. Ok. Și pun eu ochii pe cineva, să zic, da? Că îmi place. Da. Că îmi place cum arată, îmi place cum vorbește, îmi place cum gândește, nu știu ce. Păi după aceea mă pun la masa negocierilor. Păi cum mă duc și îi spun, hai să negociem? Nu, poți să vezi dacă într-adevăr poți să ai o relație cu omul respectiv, măcar la nivel de prietenie, că poate omul respectiv nu vrea, nu-i place de tine sau nu nicio treabă. Dar dacă și există și la el, la nivel de prietenie, o compatibilitate. Ăsta, o compatibilitate, foarte bine, ieșim la un restaurant, să ieșim în parc sau la o cofetărie sau în mașină, nu știu unde, și începem să vorbim. Ție ce-ți place? Tu cum te vezi peste 5 ani? Cum îți vezi viața ta? Și afli de la omul respectiv. Și uite, și mie îmi place asta sau nu-mi place asta. Ce nu-ți place? Și tu auzi, păi dacă el spune, mie nu-mi plac oile să stau la țară. Eu nu înțeleg pe ăștia care se mută la țară. Și eu tocmai vreau să mă mut la țară să-mi fac oile. Deja e un minus. Deja e o incompatibilitate pentru mine. Numai că oamenii ce fac? Se lasă pradă atracției sexuale de multe ori sau diverselor altor atracții și ignoră dialoguri de genul acesta. Și lasă cum vedea noi pe parcurs, că vine lui mintea la cap sau îi vine ei mintea așa la cap. E. Și uită că, de fapt, granițele nu se negociază. Deci uită. Și atunci intri din start cu granița ciuntită. Și te mii că după aia va ciunti și va ciunti și va ciunti, pentru că nu ciuntește nimeni. Tu ciuntești singur și arăți și unde e ciuntit. În schimb, dacă ai un dialog dincolo de energii sexuale și dincolo de orice, pentru că, la adică, poți să ai o relație sexuală și atâta. Și ai terminat cu toată balamuceala.
că o relație de cuplu înseamnă mai mult decât relația sexuală. Așa e. Dacă un om înțelege lucrul ăsta, este un câștig extraordinar de mult. Dacă nu-l înțelege, are de călătorit. E ok. E ok. Dacă te poți pune la masa negocierilor, cum o numesc eu, de fapt este un dialog, că nu negociezi nimic, este practic un dialog. Afli ce-i place, afli ce-ți place, ce e important pentru el, ce nu e important pentru el și așa mai departe. Astfel încât să știi nici pe el să-l forțezi, să-l manipulezi pe diverse alte energii, să cedeze la o graniță de-a lui, pentru că sigur vei face și tu lucrul ăsta. Da, iar am deviat puțin. De fiecare când ne întâlnim noi doi, deviem de la subiect, avem atât de multe de vorbit și n-avem timp. Spune, te rog, dacă există diferențe între femei și bărbați venind vorba despre depresie. Se manifestă diferit la bărbați? Probabil că da. Probabil că da. Probabil că la nivel de simptome e același lucru. Probabil. Dar la nivel de percepție interioară... O suportă mai bine bărbații? Nu știu. Ceea ce aș vrea să spun e că depinde de educație. Poate femeile se exteriorizează mai mult decât bărbații. Câteodată, unele femei, depinde cum au fost crescute. Ideea este că, indiferent că e femeie sau că e bărbat, procesul de vindecare poate fi comun. În sensul că fiecare să înțeleagă că, de fapt, depresia a ajuns cu un scop în viața sa. Fiecare să înțeleagă că așa nu se mai poate. Acum că ești femeie sau că ești bărbat, cred că mai puțin important contează. Contează cum te raportezi. De asemenea, depinde și de educație. Că dacă ai fost educat, de exemplu, fiind bărbat și e rușine să plângi, e rușine să spui ceva, nu știu... Ne la locul lui. Ne la locul lui sau să-ți arăți cumva vreo emoție. Că bărbații trebuie să fie așa, ca vânătorii ăia de lei și nu știu ce. Dacă mai e cineva în filmul ăla, atunci este clar mai că sunt. Și... Sigur mai sunt. Atunci este clar că și depresia are o altă față în exterior. Ea în interior probabil că e la fel de singură. Dar în exterior probabil că arată alte fețe. De altfel și alcoolismul și orice altă dependență arată suferințe mari în spate. De fapt sunt boli. Noi nu le percepem ca atare. Cum a ales o sticlă de whisky în loc să aleagă relația cu mine? Am avut eu o clientă de genul ăsta. Pentru că nu înțelege că de fapt în spatele acelui om care a devenit alcoolic este, cum spuneam și mai devreme, este un copil rănit. Are o suferință mare omul ăla, numai că el nu știe cum să o gestioneze de când anesteziindu-și gândurile. Că de fapt asta se întâmplă. Când ești alcoolic, îți dispare criticul ăla interior. Îți dispar toate vorbele aia și dintr-o dată devii că poți orice, faci orice, adică ești așa un fel de... ca și la droguri, același simptom. E, până nu umbli de fapt la înlăturarea puternică a traumei respective și aici un terapeut ajută extraordinar de mult. Să-ți dai seama, să vindești ce e acolo din copilărie, de unde e, ce se întâmplă, restul sunt vorbe. Pentru că vor ține o zi, o lună, o săptămână și după aia iar vor recădea. Este firesc, pentru că ce faci cu durerea aia? Ce faci? Că nu poți să trăiești cu ea. E clar că n-au putut să trăiască cu ea fără alcool. A trebuit anesteziată. Și atunci nu mai e vorba de pune mai presus alcoolul decât relația, decât familia, decât aia. E vorba de un om care este bolnav. Bineînțeles că dacă omul respectiv nu vrea să se însănătoșească, nu are niciun sens ca tu să-ți irosești viața stând lângă el, așteptând să se însănătoșească cândva, dacă va dori vreodată lucrul ăsta. Pentru că e clar că stai, că persoana respectivă în exterior va avea comportamente abuzive. Evident. Și atunci tu nu faci altceva decât... Dacă stai în continuare cu o persoană care este abuzivă, nu faci altceva decât tu în continuare să-ți chinuiești copilul tău interior. Și e clar că și copilul tău interior este bolnav, este traumatizat și de aia și stă în continuare într-o formă de abuz, că nu știe ce să facă altfel. Înțelegi? Da. Și atunci lucrurile devin atât de clare. Dacă te uiți din această perspectivă, devin atât de clare. Eu de asta nu mai... zic despre cineva, nu mai etichetez, nu mai judec, că ăla face, că ăla drege, nu mai bârfesc sub nicio formă, nu mai comentez că ăla a făcut, că ăla n-a făcut, că uite ce prost, că uite ce deștept, pentru că eu nu știu ce este în sufletul omului respectiv. Nu fac altceva decât să-l abuzez și eu în continuare. De unde să știu ce dureri, ce traume, ce vise neîmplinite are, ce abuzuri și ce a trecut omul respectiv? Că nu scrie, nu pune nimeni o pancartă pe față. Am făcut, mi s-a... Deci nu știi niciodată ce e în sufletul omului. Dar oamenii judecă, ai văzut-o pe aia? L-ai văzut pe ăla? Te dăm. Asta este un abuz. De aceea e foarte important când te duci cu prietenii sau oriunde te duci să
sau cu mamă, sau cu tată, sau cu cuplu, sau cu copil, cu oricine, să vorbiți despre voi, să nu mai vorbiți despre... Ai văzut pe ăla? L-ai văzut pe ăla? Ce a făcut aia? Uite ce l-a făcut. Dar cum e posibil? Cum e posibil să faci așa ceva? Cum e? Pentru că tu nu știi niciodată cum e posibil, că nu știi, că nu ești în situația aia. Și Doamne ferește să ajungi tu în situația aia, că nu se știe. Că de câte ori nu i s-a întâmplat unui om, inclusiv mie, să spun eu, niciodată n-aș face asta. Aha. Și ai ajuns să faci. Normal, pentru că avem o lecție de învățat. De asta e foarte important să privesc oamenii cu iubire. Să-mi dau seama că deciziile lor au în spate diversi factori. Probabil 90% dintre acești factori nici măcar nu sunt conștienți la nivel de gânduri interioare, la nivel de traume, la nivel de orice care nici măcar nu se exprimă. Și atunci cine sunt eu să mă duc să-i judec, să le spun e bine, e rău? Este decizia lui. Eu dacă pot să-l ajut, foarte bine. Dar cum se zice în proverbul chinezesc, învățându-l să pescuiască, nu dându-i pește. Spune-mi, te rog, ce impact are singurătatea asupra sănătății? Păi din punctul meu de vedere, dacă ești un întreg emoțional, dacă ești un adult întreg emoțional, singurătatea are un impact foarte bun. Că ești în societate sau că ești tu în solitudine cu tine sau că ești singur cu tine, este perfect. Dacă, în schimb, nu ești un adult întreg emoțional, atunci ai o problemă. Pentru că în momentul în care ești tu cu tine, nu mai ai pe cine să dai vina. Nu mai ai unde să te fofilezi. Nu mai ai unde să te mai ascunzi. Că înainte ai că te ascundeai, poate după soț, după mamă, după tată, după ce se făcea, uite ce mi-a făcut, uite ce mi-a adres. Aia dispar la un moment dat. Și ce să vezi? Bine, instinctul va fi să cauți alții care să-ți facă același lucru ca tu să poți să te vaiți în continuare. Însă, dacă te trezești din tot acest amalgam, este foarte simplu să-ți dai seama că, de fapt, singurătatea este o cale extraordinară de autocunoaștere. Este o cale extraordinară în care tu chiar să înveți să stai cu tine, să trăiești cu tine, să te cunoști, să te iubești, să te accepți, să descoperi, bă frate, stai puțin că de fapt sunt un om extraordinar și genial. Ia să vedem cam despre ce e vorba. După care să ieși în mediu pentru a te observa. Cât de genial și extraordinar e și în mediul respectiv. Eventual să schimbi mediul dacă consideri că nu ți se potrivește. De asta e extraordinar. Și e foarte liberator să schimbi prieteni pe care, cu care nu mai rezonezi, nu te mai potrivești la gândire, la viziune, la valori. Să schimbi mediul de familie dacă nu funcționează. Adică este foarte important să-ți dai voie să ieși din orice formă de închisoare. Așa încât singurătatea e poate fi un lucru extraordinar. Cum prevenim depresia? Simplu. Învățăm să stăm singuri, să stăm singuri, este un pas extraordinar. Un pas mare pentru unii. Un pas mare, într-adevăr, foarte mare. Deci, pe o parte, învățând să stai singur, pe de altă parte, auto-observându-te continuu la nivel de comportamente, de gânduri, de tot ce înseamnă, observându-ți viața, relațiile pe care le ai, ce fel de relații, sunt dintr-o atitudine de adult sănătos emoțional la un alt adult sănătos emoțional sau sunt de victime cu persecutori, salvatori cu victime și ce mai sunt pe acolo sau un amalgam de toate cele. Adică e foarte important să-ți dai seama ce fel de viață ai. Dacă tu începi să te observi pe tine, să te cunoști pe tine, să-ți faci curățenie în gânduri, să nu te mai duci la scârbici, și să te duci la un loc unde e ocazie extraordinară să înveți lucruri noi, să, nu știu, să, ce e important pentru tine acolo, să te dezvolți, să-ți aduci contribuția în lume, să-ți iei și banii de care ai nevoie. Adică dacă tu înveți să faci lucrurile astea, automat că nu ai de ce să intri în depresie. Dacă tu înveți să nu mai accepți abuzurile mamei, tatălui, soțului, soției, copilului, cățelului, purcelului și mai știu eu cui, nu mai ai de ce să intri în abuzuri, să intri în depresie. Dar dacă nu faci toate lucrurile astea și le bagi sub preș, le bagi azi, le bagi mâine, le bagi poimine, la un moment dat iese un cât mai muntele acolo. Nu mai zic că știi cum se întâmplă cu deșeurile, mai și fermentează, da? Da. Și s-ar putea să iasă cu scânteie de-a dreptul. Spune-mi, te rog, de ce ne simțim singuri? Chiar dacă suntem înconjurați de familie, de iubit, iubită, soție? Simplu, pentru că nu știm să ne iubim. Nu știm să ne iubim, nu știm să ne prețuim pe noi înșine. De multe ori din educație am fost învățați că dacă te iubești pe tine înseamnă că ești egoist. Și atunci oamenii din dorința de a fi oameni buni și de a nu fi egoiști, nu se iubesc pe ei, considerând chiar o chestie de martirism așa, acest lucru, astfel încât în timp bineînțeles că se transformă în izolare,
Chiar dacă am auzit de la o clientă expresia asta, că de fapt singurătatea în doi doare mai mult decât singurătatea în unu. Și am zis, adică ce vrei să spui? Și mi-a spus, păi e simplu, când ești tu singur, spui, bă, asta e, sunt singur, asta e. Dar când ești în doi și ești tot singur, spui, nu mai am nicio scăpare, că nici în doi nu merge. Și de cele mai multe ori nu merge nici în doi pentru că nu merge în unu. Dacă eu cu mine nu am o relație bună, puțin probabil ca eu cu tine să am o relație bună. De ce? Pentru că toate frustrările mele și toate chestiile mele vor ieși continuu pe gură, pe gesturi, pe fapte și îl voi împroșca efectiv pe celălalt. Probabil că dacă celălalt stă cu mine, are exact același mecanism și el când mă prinde pe mine la cotitură va face exact același lucru. Și ne alimentăm amândoi într-un mod nesănătos dependențele. De aceea este foarte important să înveți să stai cu tine în armonie, să te simți bine cu tine. Dacă tu te iubești pe tine, vei putea să-l iubești pe cel de lângă tine. Dacă tu nu te iubești pe tine, nu-l vei putea iubi pe cel de lângă tine, pentru că nu știi ce e aia. În schimb, vei putea manipula și vei putea crea diverse contexte prin care să obții diverse nevoi împlinite de la celălalt, pe care tu le numești iubire. Mai am o ultimă întrebare, Loredana. Cât de mult contează sprijinul familiei în depresie? Foarte mult. Din punctul meu de vedere, în orice. În orice boală ai avea, în orice situație ai avea, și dacă ai fost rănit pe stradă, și dacă cineva te-a înjurat, sprijinul celor din jurul tău consider că este unul extraordinar de mare, dacă există. Numai să fie un sprijin cumva necondiționat de așteptările lor. Că de multe ori oamenii te sprijină cu o așteptare. Adică cei din familie știi, uite, sunt acum lângă tine ca și tu să fii când o aveai o nevoie. Sau sunt acum lângă tine... Dau o cană de apă acum ca să-mi o dai și tu la bătrânețe. Da, ăla nu e sprijin. Ăla e un troc. Efectiv este un troc. În schimb, sprijin înseamnă să nu te judece. Să te poți duce la cineva din familia ta și să-i spui o greșeală pe care ai făcut-o și omul respectiv să uite cu iubire la tine, să te îmbrățișeze și să zică, ok, și ce ai învățat din treaba asta? Fără să spună, vai de capul meu, degeaba, ce ai ajuns și eu care credeam că. Înțelegi? Da. Aia nu mai e sprijin, aia este o judecată. E ca și cum te duci la tribunal și cineva a dat repede, e bine sau e rău. De aceea e foarte important sprijinul familiei, depinde de sprijin. Adică să fie într-adevăr un sprijin cu iubire, cu acceptare, cu iertare, cu respectarea granițelor. Să-l simți ca pe un sprijin. Sigur. Nu ca pe o ceartă. Sigur. Să spui, ok, ce înveți de aici, ce faci diferit data viitoare, cu ce te pot eu ajuta și așa mai departe. Fără să-i faci tu treaba. Că dacă tu îi faci treaba, el nu-și învață lecția. Este ca și cum tu ai vrea copilul tău să se ducă la școală și să ia, nu știu, examenul la istorie, să spunem, iar tu te apuci și înveți cartea de istorie în locul lui. Dar el se duce la examen. Și te mii că a picat. Păi normal că a picat, pentru că tu ai învățat în locul lui, el n-a învățat nimic. De aceea e foarte important să lași omul să-și învețe lecțiile la timpul potrivit și în ritmul potrivit. Îți mulțumesc foarte mult. Cu multă iubire. Să-mi spui, te rog, unde te pot găsi telespectatorii. Simplu, pe loredanalatici.ro, pe academiadecoaching.ro, pe Facebook sau pe YouTube Loredana Latici. Și oricum, dacă dau Google pe Loredana Latici, mă găsesc sigur. Mulțumesc foarte mult. Cu multă iubire. Dragii mei, aceasta a fost ediția de astăzi. Pe curând!